În cea de-a treia zi a competiției de fotbal juvenil rezervată copiilor sub 10 ani ce se desfășoară la Câmpul Lung, Cupa Campionilor Turneul Sphinx, în sesiunea de dimineață s-au disputat ultimele meciuri din faza grupelor. Astfel, pe ultima sută de metri, un rezultat favorabil putea trimite o echipă în fazele eliminatorii. ACS Alma Sibiu, Universitatea Craiova 0-2, CS Voluntari, Kids Tâmpa Brașov 1-1, Miercurea Nirajului, Luceafărul Târgoviște 8-1 sau CS Oltenia Râmnicu Vâlcea, Inter Câmpul Lung 10-0. Sunt patru dintre aceste ultime rezultate, iar clasamentele finale se prezintă astfel. În grupa A, locul 1, ACS Viitorul Argeș 15 puncte, locul 2, Didi Junior Iași 12 puncte, locul al 3-lea Luceafărul 2010 Cluj 9 puncte, locul 4, ACS Miercurea Nirajului 6 puncte, locul 5, Sport Junior Alba Iulia 3 puncte și locul 6, Luceafărul Târgoviște. În grupa B, locul 1, Steaua Magică Iași 15 puncte, locul 2, Kids Tâmpa Brașov 10 puncte, locul 3, FC Voluntari 8 puncte, locul 4, Zenit Oradea 6 puncte, locul 5, Optimum Alba Iulia 4 puncte, locul 6, CS Dinamo București. În grupa C, locul 1, CS Eforia 12 puncte, locul 2, FCSB 8 puncte, locul 3, Universitatea Craiova 8 puncte, locul 4, Alma Sibiu 7 puncte, locul 5, FC Argeș 4 puncte, locul 6, ACS Hunedoara. În grupa D, locul 1, CSC Ghiroda 15 puncte, locul 2, Oltenia Râmnicu Vâlcea 12 puncte, locul 3, Luceafărul Târgu Jiu 7 puncte, locul 4, Atletico Junior Bacău 7 puncte, locul 5, Kinder Brăila 3 puncte, locul 6, ACS Inter Câmpul Lung. Primele patru echipe clasate în fiecare grupă s-au calificat pentru optimile de finală. Cornel Ghica, principalul organizator al competiției, se arată mulțumit de felul cum au decurs lucrurile până în acest moment. Din nou la stadionul municipal din Câmpul Lung, stând de vorbă cu unul dintre organizatori, este vorba de Cornel Ghica. Am făcut împreună tragerea la sorți. Iată că se și desfășoară turneul pe care împreună cu Ovidiu Tică l-ai organizat, l-ai pus pe hârtie, iată-l că se desfășoară. E adevărat, am trecut, așa cum a spus, de pe hârtie am trecut acum în iarbă. Competiția până acum s-a desfășurat foarte bun, cel puțin din punct de vedere sportiv, meciuri foarte, foarte interesante. Continuă aceste meciuri deosebite și probabil că în cursul zilei, după masa aceasta și mâine, vor fi meciuri chiar, să spunem așa, de un nivel foarte ridicat. Am văzut foarte, foarte mulți copii de calitate pe teren de iarbă, ținând cont că fotbalul, mini-fotbal în România, 99% se joacă pe sintetic, ei s-au descurcat foarte bine, foarte bine pe iarbă, ceea ce înseamnă că până la urmă am avut dreptate, acești copii sunt talentați, această generație este talentată și iată, poate să joace pe orice fel de suprafață. Cred că dacă îi punem și pe zgură să joace. E clar, competiția se ține până duminică la prânz, va fi prima din poate multele ediții care vor urma, asta cu condiția să se desfășoare la fel de bine cum s-a desfășurat până acum. Da, se putea și mai bine. În general, sunt un om care prea mă mulțumesc așa cu... Vreau să fie perfect, sigur. Trăim în România și, din păcate, nu în Germania. Dar până acum a ieșit, în linii mari, a ieșit ok. Sigur, la următoarele ediții vom învăța din greșelile pe care le-am făcut acum. Și cred eu că va fi mai bine, din ce în ce mai bine. În această după-amiază s-au desfășurat optimile de finală, iar mâine și duminică sunt programate celelalte faze eliminatorii și apoi finalele competiției, când vom afla așadar numele primei campioane deținătoare a unui trofeu pe măsura rezultatelor înregistrate, pregătit de organizatori.